seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. La începutul lunii septembrie, pe mai multe surse, a apărut știrea despre dispariția unei minore de 13 ani. Poza fetei a fost distribuită de mii de utilizatori ai internetului. Mi-a spărut fata, nu? În acea zi de duminică, fata ar fi plecat la o plimbare cu prietenele ei, dar așa și nu s-a mai întors acasă. De-am diferit nebunii, mă gândim. Aș violat-o cineva și aș ușiș-o și aș zvârlit-o sau aș îngropat-o undeva, sau idei n-am de-atâta nu-ți găsești. După 4 zile de căutări, fata a fost găsită. Ea se afla la peste 50 de kilometri distanță de casă. Descoperită, copila însă a refuzat să revină acasă. Vreau să fiu înțeles de fetele mele și el să mă înțeleagă cu mine. Eu vreau un final fericit pentru copiii mei. Unde s-a aflat minora timp de 4 zile și de ce refuză să se întoarcă acasă? Ce ascunde tatăl copilului și ce dezvăluiri vor face celelalte surori ale fetei dispărute? Aflați în această ediție. Mihai Stici, tatăl fetei dispărute și apoi găsite, spune că fiica lui ar fi fost de fapt manipulată. Bărbatul mai are acasă încă 3 copii și recunoaște că în ultima vreme face față cu greu rolului de părinte. Cu ce probleme se confruntă bărbatul și ce a făcut pentru a-și găsi copilul dispărut? Vom afla imediat de la el. Bună seara, Mihai. Bună seara, doamnă Natalia. Câți ani aveți, Mihail? 44. 44. Sunteți tânăr încă. Povestiți-ne, vă rog, cum anume a dispărut fiica dumneavoastră? Da, cum a dispărut? Mi-a spus duminică că se duci la o prietenă. Duminică era, da? Da, era duminică. Fă jumătate la 11 zile. Și eu i-am spus, bine, dacă te duci, du-te, dar seara la 8 și altă zi, 9, sunt și ei acasă. Și eu spun, bine, tată. S-a dus fata, a zis, lasă-o să duc să treacă, e Sfânta Duminică. A zis, să treacă, nu? I-am dat cu 100 de lei și e înghețat, e ca un copil și mai vrea acolo. Și s-a dus. Trece de ora nouă, sunt, nu răspunde. Dar știu că la dânsa des, telefonul este scărcat și asta, mă gândeam, poate s-a scărcat telefonul, cred că am și azi vin. Parcă nu m-am... Nu v-ați îngrijorat? Nu m-am îngrijorat așa tare. Mă gândeam că înainte de satul și a mai duminică, cum mai fost la o prietenă, în sat chiar pe loc, și tot așa nu a fost vreo 2 zile, dar îmi răspunde la telefon că șede cu colega prietena asta de clasă, că m-am s-a dus la Rodom și șede cu un copil de 1-4 luni. Și eu mă gândeam, fata, un copil de 4 ani, 1-4 luni și îi răspunde și tu ești dădac la familii străine. Sunt un ceva copil și el nu răspuns, tu, dar eu răspund. Și a stat tot vreo 2-3 zile, dar a spus miercuri și vineri în unii țară. Și acum ați văzut că și de această dată putea să meargă la cea prietenă. Da, tot așa mă gândesc. Și doar ei să descărca telefonul, da, și de asta nu răspunde. Zic, dacă tot acolo trășim, zic, dacă nu răspunde și mâine n-a răspunde, să mă duc și să văd. Și când m-am dus luni, nu era acolo. Și, dar când ați început deja să vă îngrijorați? Mi-am făcut griji, chiar de luni. Cu unii așin, la care prieten așin, dacă nu e acolo. Poate așin la alt prieten, care poate mai mult. Și? Și tot sunător, telefonul închis, unii s-aș... Unii s-aș dus în altă. Și pe urmă am aflat, mă marți am aflat, s-a suit cu... Ea așa și nu v-a răspuns la telefon. Nu, nu m-a răspuns, nu. Timp de 4 zile, da. Atât s-au durat aceste căutări. Da. Și cum a joi s-a rângăsit, joi după masă. Dumneavoastră ați găsit-o sau cine? Eu scris, s-a aprins telefonul și eu scris mesajul lui a doilea fiică. E Madalina, e patra. Da, surori. A doilea fiică mea. Eu scris, nu dumneavoastră. Nu. Dar eu n-am telefon performant, e stat de lucru cu knopșul la mine. Eu n-am internet, n-am. Și a scris mesaj că e venit mai la Scoreni, nu știu, la Strășeni. Foarte departe. Mă acolo la o prietenă a ajuns. Păi ce-a făcut acolo și ăsta? Și e idei n-am. Haideți acum să vedem ce le-ați mărturisit colegilor mei mai devreme și după asta continuăm discuția. Atenție la ecran. Tată, mă întorc în curând. Așa își amintește Mihai Stici ultima discuție cu fiica sa de dinaintea dispariției. Bărbatul spune că era o zi de duminică. Fata a plecat la plimbare cu prietenii, însă nu s-a mai întors. E duminică, seara n-a venit și eu luni încep să o sun.
Poate s-a scărcat telefonul și la prietena și eu nu-i duci, că nu mi-a spus numele prietenii care îți duci. Bărbatul spune că a bătut la ușile tuturor cunoscuților, a mers pe la toate prietenele fetiței, doar că minora nu era de găsit. Abia în a doua zi după dispariție, Mihai Stici a apelat la 112. Și-a venit poliția, a venit, a controlat, a cerut date de ei din caiete, a găsit acolo într-un caiet la dânsa o inimă, lovie scris și Andrei, te iubiesc. Descoperirea l-a uluit pe bărbat. Mihai zice că nici nu a bănuit că fata sa s-ar fi îndrăgostit de cineva. Asta chiar dacă petrecea multe ore la telefon și pe rețelele de socializare. Câteva seri târziu, grei la telefon, ba în viceu, ba prin bici, tot așa s-ascunde, fac și în grești. Unde anume a fost ascunsă copila timp de 4 zile și din ce motive a dispărut, aflați în câteva momente. Eu un lucru nu înțeleg, domnule Mihail. De ce totuși n-ați sunat chiar în seara aceea? Ați văzut ora 11, ora 12? Niciodată n-am pățit așa probleme cu dânșii, ea că din și cauza n-a sunat și am sperat că s-o găsesc ușor și s-o găsesc rău. Dar nu v-ați asta. Gândit că i s-a putut întâmpla ceva rău, că nu este la o prietenă? Nu. Totuși e un copil de trece. Nu, eu prima dată pățesc dânsă așa ceva, dar niciodată n-am pățit. Eu întotdeauna eu singur ne-am rezolvat, cu toate că am rămas singur fără soții, dar eu întotdeauna singur ne-am rezolvat. Bine, dar ideea este că este un copil de 13 ani și atunci când vedeți că noaptea nu este, atunci apelezi la poliție, da? Pentru că mi se poate întâmpla orice. Da, dar eu știu unde a fost și rastricul și acolo mă gândeam că dacă... Doar asta vă liniștea? Da, numai asta nu m-am liniștea. Zic că fata e în siguranță, nu e în altă parte, acolo. Știi că azi mă duc luni, dar luni n-am găsit acolo. Și de atât m-am îngrijorat și am început să sun. Am aflat că dumneavoastră îi creșteți singur pe cei 4 copii. Da, da. Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? În 2008 soțul a decedat în un accident rutier grav și am rămas singur cu dânșii 4. Colegii mei au fost la voi acasă. Haideți să vedem împreună cum trăiește familia voastră. Atenție la ecran. Mihai Stici, de 44 de ani, crește de unul singur 4 copii. Mama acestora a decedat acum 12 ani într-un tragic accident. Mihaela, fata cea mare, împlinise atunci doar 7 ani, iar mezina familiei avea abia 3 luni de zile. Numai eu știu cum i-am crescut, cu 4 am rămas. Eu ne iubesc să am ei copii. Eu nu neg scârbam băuturul, băuturul e băuturul, asta așa de la locul ei. Rămas singur cu 4 copii și distrus de durere, bărbatul nu a acceptat ca micuții să fie luați. Spune că s-a luptat din răsputeri să-și țină odraslele aproape. După ce de ce dați oție, statul veniți în ei și nu i-am dat nici pe unul. Îmi zic că eu azi mai chinușează, să crezi copiii mei. Mihai spune că mereu și-a dat străduința ca să poată asigura familiei sale condițiile necesare de trai. A lucrat în toți acești ani în construcții și a fost mereu alături de copii. Mă stără și mă șez, fac bani buni. Să fii văduv și să crești 3 fete și un băiat nu e o misiune ușoară, spune Mihai. În special acum, când copiii sunt în perioada adolescenței. Băi, e mai ușor, e greu, mi-era greu să le lămuresc toate chestiile astea. Parte feminină. Din început o leac și mai prea mai mândră și fudulă. Încep să înceapă să băiască părul, să băiască ochii, să penească sprâncenile astea. Așa sunt fetele la 13 ani. Încep ele, da, ritualuri de frumusețe. Dumneavoastră le țineți strâns? Da, pe cum? Le țin din scurt, din strâns. De tot, mă stăruim și pentru că tu ochii mie și la telefon să răspundă. Să nu-mi pășească greșit. Deci sunteți chiar un tată sever? Da. Eu am vrut și pe fetele mele, cum am fost și mamsa lor. Nu sunt și pe niște destrăbalate și tot așa mai departe. Înțeleg că ați înfruntat multe greutăți. Foarte. Îmi imaginez cât de greu v-a fost să creșteți... Foarte 4 copii, cel mai mare dintre care avea 7 ani. Și cea mică era copil de țâță, 3 luni. Da. Cine v-a ajutat? Eu singur. Dumneavoastră singur v-ați descurcat? M-a ajutat părinții, o leacă, după ce de ce da soție, m-a ajutat părinții, o leacă, cumnata valea, o leacă cu astmă mitică,
Dar pe urmă eu mi-am revenit în șire și am mers mai departe. Asta autoritățile a fost viața. Chiar au vrut să vii ea? Da. După ce deștept, dar să eu vreau să ne iei copiii, cu scâne, ea sunt și greu cu 4 copii. Nu vă dau niciun copil. Cât de greu ne-i mișit, dar nici unul nu vă dau. Eu puteți să-i sunt grămadă, nu vreau să-i împrăște. Jos pălăria. Eu mă bucur foarte mult să aud aceste cuvinte de la un tătic, pentru că mulți bărbați cred că în locul dumneavoastră... Dar îmi pare rău, m-am chinut și am crescut mari, frumoși, bine, mersi și la urmă ei fac niei probleme, pentru și din și cauza eu asta nu pot să înțeleg. Sunteți scârbit? Foarte. Deci nu m-am așteptat la dânsă așa ceva. I-am dat atâta dragostea mea și tot ce am putut pentru dânsă am făcut. Și pentru dânsă am trăit și am muncit. Dar credeți că copiii dumneavoastră nu vă iubesc? Nici nu știu cum să spun. Poate și mă iubesc, dar nu știu cum să spun. Știți mai precis. De la copii nu te aștepți să recunoștință. Dar de iubit, de obicei, copiii își iubesc părinții. Chiar și mai răi, mai răi decât dumneavoastră. Mă iubesc, da, da. Nu știu, călcat e așa greșit. Eu sper că dumneavoastră nu ați pierdut această convingere că ei, toți copiii dumneavoastră, vă iubesc. Dar așa este perioada asta de adolescență. Știu că astăzi nu toți copiii locuiesc cu dumneavoastră. Da, că eu vă spun nici că trăiești, asta adolefic, trăiești la o comnată de-a mea. Comnata mea are rămas cu o fică. Și la ce e urât. Și fix să o înțeles cu mamă. Să hai, mamă, poate în joară să șadă cu mine, șadă la noi, sunt ții de urât, ea că din și cauza. Și ați lăsat-o? Am lăsat-o, da, îi spun că nu trăim departe. Și am zis, dar mai vei acasă, te duci, eu toată îți dă voi, dar mai vei acasă, mai e un alt, ea că care-i și de cazul. Cât timp trăiești ea? Nu de mult timp, cum să vă spun. În cât? Da, vă două luni, pe așa. A, două luni? Da, două, nu da, e vorba două de luni, încă-i mult. Dar îi cereți să vină? E, vine că mai vine pe acasă, dar îți duci cam așa, are mult de lecție, un alt, aș... La noi s-a stricat calculatorul, dar iau telefoane de astea performante, dacă la calculator mai răbde să faci lecțiile și comunata are calculator și de atât mai mult și de acolo la calculator să faci lecții, dar la telefonul eu văd că mai greu le faci. Dumneavoastră, vă asigurați copiii? Da, ele au toate necesare, de îmbrăcat, da, de mâncat, de, ziceți, telefoane performante. Da, da, da. Toți patru copii. Da. Trei fete și băiatul. Fata, deci prima fată cea mai mare, acum câți ani are? 21. A doua? A doua are 17. Mai departe? Băiatul are 16 și asta are 13. 13, Mezina, da? Vorbim astăzi despre Mezina, da, care a fugit de acasă. Dar spuneți-mi, vă rog, acum și Mezina locuiește acolo, cu mătușa? Păi da, o luat-o, că poate mai revii după șocul ăsta ei. O luat-o cumnata, o leacă, mai jă de leacă, să revii după asta și... După ce șoc? După unde a fost la prietena asta. Dar de ce a fost șoc? Da, dar ea are frică de mine, că nu au fost 4 zile și de atâta. Eu strog cu dânsul și de atâta. Și... Ce puteți să-i faceți? De ce este frică? Puteți să o câștige, dar și să nu șad 4 zile ca să te îmbolnăvești. Ce înseamnă puteți să o câștige? De dreptul. Spuneți-mi, vă rog, așa cum este. Ce da, puteți să-i lichite. Faceți? Puteți să-i dau vă două lichite, să o crăși, să-i tai din, cum să spun, paioc, pe moldovnești, din multe lucruri să-i tai. De exemplu? Să iau telefonul să nu-i dau, sau și să duc la primări, să pot să nu-i dau voi de asta, e de asta, dar e să te mulți vei acasă. Eu, dacă greșeau, eu la multe lucruri opream. Am înțeles că nu vă împăcați acum cu mătușa fetelor, cu cumnata dumneavoastră. Da, de mult nu mă împac dumneavoastră. Și am înțeles că, adică cel puțin din ceea ce le-ați povestit colegilor mei, dumneavoastră credeți că cumnata dumneavoastră, de fapt, le cumva le încearcă să le întoarcă pe fetele voastre împotrivă. Da. Dumneavoastră. Când, de ce? Nu știu, când își trăiești soția, era viață, e tot. Parcă zaviduie, parcă nu știi că... Că acum că noi facem și nu fac și tot așa mai departe, au fost multe cazuri. Simt că ideea n-am. Dumneavoastră, credeți așa? Vă gândiți că, uite, de atunci nu va agrea? Sau, totuși, ea v-a demonstrat sau v-a zis-o poate direct? Că, uite, o să-ți iau copii, că... Eu cred. Eu... Ați avut conflicte deschise? Am avut. Eu lucrez construcția și, într-adevăr, mai servește un pahar de bier acolo, un alta, dar eu nu am lucru cu biețele să mă tăvălesc sub garduri tot așa, mai departe să mă târâi cineva acasă, așa ceva la mine nu a fost. Eu tăs banii atât în casă la copii, la familie.
În primul rând și la prima vedere vreau să vă spun că sunteți bravă și de admirat, pentru că este o situație dificilă, cea în care ți-ai rămas acum 12 ani. Dar și cu siguranță situațiile pe care le aveți sunt niște consecințe a faptului că fetițele nu au avut un model de mamă sau un model de dragoste, un model de comportament și atitudine corectă față de tată. Da? Ele nu au avut de unde să învețe cum facem asta. Ce mi-a rămas mie așa pe auz este faptul cu pedepsele pe care dumneavoastră le aplicați. Una, două lichite, asta noi cum să înțelegem? Lichite din partea tatălui așa un pic să împing copilul sau lichite așa că un bărbat poate să dea lichite că pentru fetiță... Eu le-am sunat din strâns și el a luat o hăiță, dar a pus nouă mai lichit, vă ce mai rău avea să aud. După cum a spus dumneavoastră că e frică să vii acasă, înseamnă că eu mă închipu și lichite-i dați. Pentru că am suferit și eu odată așa, că avem un concubin, adică lui mama, că totodată o bate pe mama într-o ungher și eu cum curățam pește, când ne-a trăsnit un pește în cap, eu nici nu țin minte cum am sărit gardul de mărți. Așa de frică. Înseamnă că lichitele astea înseamnă că niște lichite foarte bune, înseamnă că dacă are frică să vii acasă. Cum să vă lămuresc? N-aveți cum lămuri, fiindcă așa și este. În situația asta am fost. Dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră le bateți și pe fetele mari? Bun, când copilul e mic, îi mai zici că îți mai dau două la funduleț. Și te crede, poate nici nu e nevoie. Dar fetele sunt mari, a zis 21, 17, 13. Nu le mai bat, și acum da. Le mai le dacă le legi din capul lor, e urât de tăt. Am niște emoții atât de contradictorii, pentru că pe de o parte v-am spus, jos pălăria, dar pe de altă parte, cumva, educația poate... Simplu nimic poate, și nici nu dă domnul. S-a crescut, s-a rămas cu patru copii și să vați ce înseamnă asta. Este chiar incredibil. Și și tată, și mamă, și la lucru, să te duci acasă, să aduci tăcelea. Asta e, Doamne ferește, și pe suflet tău. În această seară vorbim despre o adolescentă de 13 ani din Băcioi. Vestea despre dispariția fetei la începutul lunii septembrie a fost mediatizată pe larg și distribuită de mii de utilizatori ai internetului. După 4 zile de căutări, minora a fost descoperită, vie și nevătămată, la 50 de kilometri distanță de casa ei. Însă a refuzat să revină acasă. Tatăl fetei ne-a mărturisit că în ultimul timp întâmpină greutăți la educarea copilei. Bărbatul a rămas văduv în urmă cu 12 ani, iar de atunci el creștea singur 4 copii. Acum însă, două dintre fete locuiesc cu mătușa lor, care a venit în această seară la noi cu acuzații. Mai multe aflăm imediat. Valentina, vă așteptăm! Bună seara! Bună seara! Doamna Valentina, am aflat că îl credeți pe Mihail vinovat de dispariția Mezinei de acasă și chiar de moartea soției lui, surorii dumneavoastră. Chiar așa? Eu nu pot spun că el e vinovat, știți, dar fetița... Înțelegeți, nu-i copil, e că eu tot am 3 copilași, dar la mine copiii nu pleacă de acasă, nu știu din ce cauză. Înțelegeți? Eu nu știu, că sunt părinți, oare la cineva copiii pleacă așa de la sine, de acasă? La vârsta asta se mai întâmplă. Se întâmplă, eu nu zic, se întâmplă. Că, mă rog, să mai iau cu răi, dar... Măi, dacă-i văz că o sară n-a fost copilul acasă, caută, retrăiește, sună pe cineva, nu lăsa. Dar el, spuneți, vă rog, că a găsit copilul ăsta, o cătat, s-a implicat poliția, s-a implicat voluntari. Întrebați-l, s-a implicat el să caute copilul ăsta? Eu am sunat. Tu ai sunat, dar tu ești părinte, tu trebuie să te faci, desfaci în patru și să te duci. Haideți să auzim ce ne-ați povestit mai devreme la capitolul acuzații și vină. Atenție! El n-a dus și e bani în casă, chiar de lucra undeva, e așa, cu ziua. Îi duci la bar, dar aici patru copilași trebuie hrăniți, îngrijiți. Copiii ăștia flămânzi și deu, vă spun, fără iarna era minus în casă, dar deu cu focul, cu haine. Tot timpul eu am avut grijă de dânși, cum n-aș, nu zic tucma, tucma, am florit, le-am dat. Și avem eu, așa le dădem și lor. Au fost foarte obișnuiți.
Și toți știe eu, dar tot stă și eu. El s-a dat la casa de copii, apoi lumea era s-au socoat că, mă rog, e rău. Dar el dacă l-a ținut lângă dânsul, gata, el e bun, e sfânt, înțelegi? Dar nimeni nu s-a pus întrebarea, deși oarecum că trăiesc copiii ăștia lângă dânsul, înțelegi? Noi ne-am pus întrebarea dacă autoritățile s-au interesat în toți acești ani cum trăiește familia Stici și în ce condiții au crescut cei patru copii rămași orfani de mamă. Am discutat cu asistenta socială din comuna Băcioi. Iată ce a putut să ne spună. No, noi n-am avut plângeri careva înregistrate în adresa tatălui. Este tot parcursul cât tata s-a aflat la analeză. Noi, ce ori am mers în vizită, în general nu am observat acolo să fie ceva probleme. Deci acum întrebarea este, nu a observat asistenta socială pentru că nu a vrut să observe? Sau poate totuși nu au fost lucrurile atât de grave, cum povestiți dumneavoastră, doamnă Valentina? Chiar să stea flămânzi și să... Eu socot că el a fost ștat și bun, eu nu zic, că nu a băut tot timpul, înțelegi? El avea perioade când beie, el nu a băut tot timpul, dar... Când beie, prinie banii la copii și-i duce și-i beie. Da, așa și era. Dumneavoastră povestiți la trecut. Asistența socială, așa și mi-a spus și anișoară, țac, când vine asistența socială, noi facem curat tot locul, dar tata pune mâinile în șoldu și arăta că, iată, mâncare este, e curat, ia ca poftim. Dar el se implica în curățenia asta, ori în toate chestiile astea. Clar, contra asistența socială, curățăl, pipletă mâncare. Și gata, azi, da mâine, eu din imaginele... Tu măcar vinești deși la noi, tu ai venit vădată să vezi nepoții, să vezi cum trăiesc. Într-adevăr, ce scârba mea? Și eu am murit, sau soarta a murit? Când îmi făceai probleme, tot timpul spuneai că mă văr în familia ta. Și m-am vrut. Normal, dar că atâți treabă de copiii tăi, familia ta, dar nu de copiii mei. Înțelegeți, 12 ani... De atâta copiii mei sunt contra mie, că tu e ferit, e vrut în trânsul. Nu e în contra ta, că eu am familia mea, vă spun sincer, dar mă doare sufletul. Mă doare într-adevăr sufletul. E ca și ne-a spus anișoara, chiar aseară. Țacă, știți ce-mi spune tata? Că anișoara vine și te culc cu tata, că ai scris și ai stimărit și n-as mama-i culc cu tine. Ai stăzi vorbe de tată. Asta e născoșitul. Eu așa ceva de copiii mei n-am zis și nici nu m-am gândit la așa ceva niciodată la copiii mei. Înțelegi, nici nu m-am dat. Astea sunt nălășturi născoșite de tine. Doamne ferește, eu n-am atâta minți în bază copiii mei, să-ți grezi așa de copiii mei. Cât bat noi șin. Hai, Falin, știi. Și-au venit și le-au spus așa. V-ați luat catrafuțele și ați șters-o de acasă, că e casa mea. Eliberați casa. Că nici nu e drept, ești mărunțic, dar eu nu-i încăvat teme și nimeni. Domnule, mai poți să revenim. Din prima vară am lucrat două săptămâni. Și doar cu mine știți bani fac eu și... Tu le-ai cumpărat telefonul, copii, 3.000 de lei telefonul. Chide-ți gura, fam. Eu am 3 copii ai mei, nici tare, nici greu, măi oameni buni. Trebuie să-i mai faci pe doi, că vă două surori rușite. Sau trebuie să vin eu să-ți fac. Înțelegem că fata nu a dispărut, ea a fugit de acasă. Dar să vă spun din ce cauză înseamnă că a fugit. Una dintre fiicele lui Mihail a venit astăzi în platoul nostru. Cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagair Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagair Family, universul stilului pentru întreaga familie. Povestiți-ne, vă rog, cum anume a dispărut fiica dumneavoastră? Nu cum a dispărut. Mi-a spus duminică că îți duci la o prietenă și eu i-am spus, bine, dacă te duci, du-te, dar seara la 8 și altă târziu 9 sunt și acasă. Treci de ora 9, sunt, nu răspunde. Și tot sunător, telefonul închis, unii s-aș dus în altă și pe urmă am aflat. E venit cum la scorieni, nu știu, pe la strășeni. Foarte departe. Cum acolo, la o prietenă, a ajuns. Am aflat că dumneavoastră îi creșteți singur pe cei patru copii. Da, da. În 2008, soția a decedat în un accident rutier grav și i-am rămas singur cu dânsii patru. Dumneavoastră le țineți strâns? Da, pe cum? Îi țin din scurt, din strâns.
De tot e măsturând și bândă de nas tu ochii mie și la telefon să răspundă. După ce de ce dat să eu vreau să ne iei copii, cu să ne iasă și greu cu patru copii. Nu vă dau niciun copil. Cât de greu ne-i mișit, dar nici unul nu vă dau. Eu puteți sunt grămadă, nu vreau să îi împrăște. Astăzi nu toți copiii locuiesc cu dumneavoastră. Da. Că eu vă spun nici că o să trăiești asta doilea fiic, trăiești la o comunată de mie. Dar spuneți-mi, vă rog, acum și Mezina locuiește acolo cu mătușa? Da, dar e iar frică de mine, când au fost 4 zile și de atâta, eu stroghi cu dânsile și de atâta și... Ce puteți să-i faceți? Puteți să-i dau vădouă, lichiță, o crăș, să-i tai, din multe lucruri să-i tai. După cum a spus dumneavoastră că e frică să vii acasă, înseamnă că eu mă închipu și lichetei dați. Și tată și mamă și la lucru să te duci acasă, să aduci tăcerea. Asta e, Doamne ferește, pe sufletul tău. Înțelegeți, nu-i copil, e că eu tot am 3 copilași, dar la mine copiii nu pleacă de acasă, nu știu din ce cauză. Dar el, spuneți, vă rog, că a găsit copilul ăsta, o cătat, s-a implicat poliția, s-a implicat voluntari. Întrebați-l, s-a implicat, el să caute copilul ăsta. Tu măcar vinești de și la noi. Tu ești nevădat să vezi nepoți să-ți vezi cum trăiesc. Descârba ta n-a venit, nepoți să vezi. Într-adevăr, ce scârba mea? Și eu am murit sau sora ta a murit? Cate treabă de copiii tăi, familia ta, dar nu de copiii mei. Înțelegeți, 12 ani... De atâta copiii mei sunt contra mea, tu e ferit de vărât în trânsă. Nu e în contra ta, eu am familia mea, vă spun sincer, dar mă doare sufletul. Doamna Valentina, dar anterior Mihania a spus că de fapt dumneavoastră le încurajați cumva chiar pe fete să... El îmi vrăghește, îmi vrăghește, o grămăzea contra mine, el îmi vrăghește, știu și treaba. Doamna Natalia, eu am 3 copii, mă credeți? Aici 12 ani m-am sfătit cu bărbatul ăla cuțit. Știi ce îmi spune bărbatul? Că m-am sfătuit dintre ținut 2 familii. Adică familia noastră și familia domnului în cutare. Chiar a trebuit să le întrețineți? El are drept. Tu nu trebuie să-mi fii copchii mei la timp, dar să-i trimiți acasă. Vin eu copchii, duceau la școală iarna, întâi vineau la mine și îi hrăneam și când îi descălțam, scurgeai cizmulițele și alea, el nu știe, le scurgeai de apă. Le pune, vine dimineața iară, le dădem și le mai trebuie de-a fetiței mele, poate n-aveau haine. Când vrăm mânuța în cizmuliță, iară bleoașcă se duce la școală. Le încălțam pachetele pișoare de celofan, le încălțam cu cizmulițele ude și duceau la școală. Dar de ce cizmulițele erau ude? Erau iarnă, dar rupte, că el nu le cumpăra. El spune că el are, dar copiii nu-și băte capul. Într-o iarnă m-am dus să-mi cumpăr mii cizme pe iarnă și am luat-o pe anișoara și fetița mea. Și înapoi am venit cu cizme la anișoara. Eu am rămas fără încălțăminte, că într-adevăr, Valerica mi-a povestit, ce mai mică ta anișoara, intră apă, e bleoașcă la chișoare, am la moment. Am luat fete cizme, este eu am rămas fără încălțăminte greu, eu. Mihail. A fost momente grele, dar nu a fost întotdeauna. Eu întotdeauna m-am scurcat. E singur știi ce bani fac pizza, fără să mă uit la dânsa și să o întreb să-i spun. E singur știi ce bani fac eu. Construcția. Și bani, i-am ascultat. Fac bani, bani. Din primăvară lucra 2 săptămâni. 2 săptămâni. Și știi? Și dorm cu mine, știi ce bani fac eu și câți bani am eu? Tătă vara o dormit, ea ta muia s-o apucă asistența socială de dânsul, s-o apucă de lucrat. Da, o făcut azi, primăvară, vreo câteva mii, acolo o făcut, eu nu zic. Dar tătă vara o dormit. Dar și nu spui drept când ai spus rast trecut câți bani am făcut. O dată asistența socială pentru lemne, el i-a băut. O prinit, prinește asistență, i-a dat ajutorul și material lipit. Și nu scoșești la tine, când am băut, eu mă vezi, mă bat mine. Te-am văzut. Dar cum? De atâta copii. Și eu nu doresc tu le-ai cumpărat telefonul la copii, 3.000 de lei telefonul. Dar telefonul la copii nu merită 3.000 de lei, el trebuie să merită ca să-i cumperi telefonul ăsta. Eu când ai primit bani, ți-am spus, Mișa, tu te rog și cumpără lemnic, vine iarna, ies 5 cladometri de lemnic. Copiii mei îți duc îmbrăcați noi la școală, nu poartă haine de la unul, de la altul. Doamna asta, Aliona Falcă și-a zis, niciodată copii și eu las... Este adunări părintești, întotdeauna am fost și să nu mă duc sau tot așa mai departe. Întotdeauna m-am implicat în viața copilului. Dar tu întotdeauna ai fost contra mie, eu știu din ce cauză. De atâta copiii tăi șed la mine, eu am 3 copii mie, e tare, e greu, măi, oameni buni. Dar până ai și ținem. Dar eu nu pot să-i alung, înțelegi? Eu nu pot să-i alung. Nu pot să-i alungi. Tu-i ții că Lușic te-ai urât, ia ca care-i treaba. Trebuie să-i mai faci pe doi, vă două surori Lușic, dar nu. Eu nu sunt jinovat când ai făcut surori Lușic, dar. Te-am sunat de 3 ori. Sau trebuie să vin eu să-ți fac. A venit Mădălina, când m-a dus-o Mădălina cu cazul ăsta. L-am sunat de 3 ori să-l întreb, am vrut să-l întreb într-adevăr, ce face el? Fata e la mine și el la mine, poate hotărâm ceva. Doamna Valentina, dumneavoastră, ați știut unde s-ar fi aflat fata în aceste 4 zile de căutări? N-am știut. Ea nu v-a sunat? Nu a sunat, că nu ne-a spus, e că a luat anișoara, numai anișoara a comunicat, ea nu a ridicat receptorul la nimeni. Dar dumneavoastră ați participat în căutările fetei?
Clar că am participat. Eu am sunat-o și pe adnăclasnic, i-am scris și multe, s-o dus și fetița în voluntariat, i-am dat voie să duc, că într-adevăr s-o format un voluntariat în sat, s-o dus și o căta prin sat. El îmi trebuie pe anișoara și faci tatu, doarme. El n-are dispoziții. Domnule Mihail, este adevărat? Dumneavoastră nu ați participat în căutările fetei? Eu sunat, am sunat, dar pornit, m-am pornit. El n-are dispoziții, doamna Natalia. Eu nopțile am dormit, de mâncat n-am mâncat, eu de-am n-avem putere și închideți gura că tu nu ai stat cu mine. Și chiar și mi-a dacă te-am chemat-o lângă mine, eu am vrut să discut, dar n-am chemat-o să-mi violez copilul meu. Și vă-ți minți în cap dacă ești bătrân, mai îmi la minte așa, dar nu ai ura în traiurea, vor prostești. Dar am chemat-o să o dar nu e chestia asta. Mă nervez. Dar și chestia. Tu așa consideri și lumea ta așa îți gândească. Vine copilul acasă să schimbe. Culci cu șixa, că eu atâta minteam că-s prost. Ziua trecută a venit copilul acasă să schimbe, să iei fustiță. Dar el s-a deschis ușa, pune mâinile în șoldu și se uite la dânsa. Tata, dă-i pai să mă, te rog frumos, dă-i pai să mă, chiar era să dezbrăca fata. Eu am intrat, dar și eu am știut că schimbă. Dar n-am stat să prăjesc un schimb. Hai cu dinși, în casa mea, dar eu nu știu ce faci copilul în parce. Haideți să revenim și-am la, înapoi, dar nu m-au prins, la subiectul căutărilor. Poliție în căutarea minorii dispărute s-au implicat vecinii familiei Stici, dar și un grup de voluntari specializați în dispariția persoanelor. Colegii mei au discutat cu unul dintre ei și iată ce ne-a povestit acesta. Изначально с нами связалась сестра девочки Маделины и сообщила о том, что она пропала. То есть, вот, но опять же, она сказала, что уже подобные случаи были, но, так скажем, не так надолго. С отцом мы не общались, с отцом пытались дозвониться, ну, так скажем, не особо он и отвечал нам на звонки, да. То есть мы понимали, что здесь нужно искать через друзей. В нашей ситуации, как много таких ситуаций было, девочка убежала, то есть это бегунок так называемый. А дети просто так без причины, они не убегают, то есть значит что-то произошло. То есть также проанализировав соцсети, публикации девочки, ее общение, то есть нами точно было установлено, что девочка находилась в депрессии. Те свидетельские показания, которые давали, допустим, местные, которые знают близко эту семью, говорят, что здесь сложная именно семейная внутренняя ситуация. Поэтому здесь нужно в этом отношении копать. Domnule Mihail, deci din ceea ce povestește acest bărbat, înțelegem că fata nu a dispărut, ea a fugit de acasă. Ei mi-au spus clar și lămurit, tată, mă duc până la o prietenă, că eu singur am trecut-o. Este ceea ce v-a spus, dar de fapt, iată că aflăm că totuși, probabil, ea avea o altă intenție, ea avea intenția să fugă de acasă. Da, să vă spun nici că înseamnă că a fugit. Înainte de asta, au făcut tot niște bazaconii, nu a ascultat. Și eu m-am supărat pe dânsă și am zis că dacă n-ai să mai asculti, să-ți dau la casa de copii. Și ei s-o supărat de atât și-o fugit. Tu-i bătut așa de tare, că și-o pierdut cunoștința. Nu s-a mai pierdut cunoștința. Ai bătut înainte să mă îndeasă. Foarte tare ai bătut-o. Am bătut-o când a fost 3 zile acasă. Am bătut-o. Nu a fost tot zi. Miercuri s-o duci, vineri seara nu-i venit. Și îmi spui tu nii, e vineri seara om cadru și gane. Asta de-am spus niciunile tăi. O să vrăzin a fost copilul. Dar dacă e o sunat și tu nu erai bat și n-ai vrut nici să ridici receptorul. Ascult la mine, eu spun cum a fost. E s-o dus miercuri și... Erai bat, de unde poți ști? De unde știi că eram bat și era cu mine, e alătrea cu mine și mă... Duminică... Domnule Mihail, haideți un pic... Termin, fac, mă nervez, măcar și... Spui drept cum a fost, știi cum a fost. Eu vreau să știu, dacă dumneavoastră acum, iată, uitându-vă la zilele trecute, nu credeți că, iată, ceea ce ați vrut dumneavoastră să-i faceți o educație, că ați bătut-o? Dar iată cum? Că s-a întors invers și copilul ați provocat. Am vrut să-i fac o educație, dar... Nu, dar pe urmă, sâmbătă a fost acasă și duminică vă spun că încă eu înainte asta am pus 100 lei pe cont, să aibă fata bani pe cont, că să ne putem suna. Și am dat și 100 lei, zic, stoc, duminică la zic, să petreacă, să ia înghețat în un alt asup și tot așa mai departe. Și da, parcă ai fost tu când ne-am dat bani. Măi, chideți gura și eu dată. Aveți probleme cu nervul, cred. Am eu probleme, ca nești, dar doi... Eu am impresia că mă scuzați, dar să-ți spunem Mihai, stai să-mi bagi tătuna. E ca concubinul, mama, tot Mihai îl cheamă, îți spun pe cuvântul meu, seamnă fix în fix, parcă sunteți doi frați. Domn Mihai, eu tot am un copil de 11 ani. Și-l cresc, mult timp l-am crescut și eu singură. Adică faptul că dumneavoastră ați crescut acești copii de unul singur și nu ați avut parte de energie feminină alături, adică
copiii ăștia nu au avut parte de dragoste. Anume, faza asta pentru dumneavoastră este cel mai mare lucru pe care trebuie să-l faceți, ca să le dați lor dragoste și nu bătaie. De asta ei fug și vor fugi întotdeauna și la bătrâneță să rămâneți, mă scuzați, asta e părerea mea, veți rămâne singur și disperat, fiindcă soția dumneavoastră, să fie țărâna ușoară, va lăsa de pe acest pământ a fugit, fiindcă cred că sunteți totuși un pic de tiran, așa. La început am avut impresia că sunteți un om foarte liniștit și foarte, foarte ok. Dar pe urmă când ați început să strigați la dumneavoastră, chiar dacă poate dorește într-adevăr că bine la copiii dumneavoastră și dumneavoastră inclusiv. Și cred că ceea ce spune ea, asta nu este pur și simplu învinuire sau că se bagă în familia dumneavoastră. Dar dacă dumneavoastră vreți schimba ceva în viața dumneavoastră și a copiilor ca să nu fugă, că mâine poi mâine ați fugă așa că n-ați mai găsiți niciodată și o să vă mușcați coatele, de atât că în zilele noastre copiii deja nu mai sunt cei din trecut care cu bătaia pot să rezolvi ceva, doar poți să-i alungi. Asta e. Pălbom, ce să-l dau eu la copiii mei, ei n-ați dă nici... Pălbom, ei înapoi să-i întoarcă. Eu le-am spus, amoia, când eu te opresc acasă, tu nu vrei și ăsta, dacă n-ai vedeam n-ați prânesc, așa e târziu, de-am poți să te duci cât atât. Așa că erau amenințați? Așa le-am zis, la ești mai mari, Lens. Eu când chem, te opresc acasă, că azi treabă, tu nu vrei să vii, nu vrei și ăsta, dacă n-ai vedeam, eu n-ați prânesc, de-am. Domnule Mihai, cred că vorbește supărarea în dumneavoastră. Noi toți trebuie să înțelegem un lucru. Când le trebuie bani, permanentă să le închitați și să le îngoșesc ca... Dar cum nu le trebuie bani, îmi leac așa, de dracului pe tățatul și nu-i mai găsești. Și eu scuză de... Așa, noi trebuie să înțelegem un lucru, că modul în care o femeie vede copiii și îi educă și atitudinea și modelele de comportament a unei femei față de copii în sensul clasic, al cuvântului, și felul în care un bărbat vede educația copiilor, mai ales a fetiților, vreau să vă spun că ele sunt ca în cazarmă și nu vă acuz, eu personal, nu vă acuz deloc, pentru că nu aveți cum să știți ce e asta, să fii femeie, să iubești copiii, să le verifici ghetuțele, să le pui în gentuță de dimineață. Sunt niște chestii care sunt caracteristice femeilor, da? Capacitatea de a avea o atenție dispersă, de a ține în cap foarte multe lucruri și de a oferi în același timp dragoste. Dumneavoastră i-ați educat, stilul în care educați cumva seamănă cu un fel de cazarmă. Cu siguranță, atunci când... Mai înseamnă și cazarmă, v-ați greșit tare. Cu siguranță atunci când copilul crește într-o familie neobișnuită, oricare ar fi ea, fie că este doar tată, fie că este doar mamă, fie că cineva consumă alcool, orice tip de familie care iese din norma socială, atunci când el iese în societate și vede copii care cresc în familie obișnuite, cum ar fi familia dumneavoastră și copiii dumneavoastră, cu siguranță ea își dorește să aibă parte de astfel de dragoste, de dragoste de mamă, să o aștepte cineva cu mâncare acasă. Și eu, sincer, nu aș vrea să-l acuz pe domnul Mihai pentru faptul că el le pune pe fetițe la curățenie sau la a face mâncare, pentru că cu siguranță el nu le reușește pe toate și cu atât mai mult este un bărbat clasic moldovean. Nu putem să avem așteptări fenomenal de înalte față de el. Și ele vor să fugă pentru că vor o viață mai bună altfel, așa cum văd la colegile lor de clasă, cum văd la verișoarele lor, fiind dumneavoastră un exemplu. Și nici pe ele nu le acuz, nici pe dumneavoastră nu vă acuz. Asta este situația. Apropo, doamna Valentina, este adevărat că mezina lui Mihai vă numește mama? Da, eu am crescut-o de la un an și trei luni. Dumneavoastră înțelegeți, domnule Mihai, da, de ce ele merg acolo. Să spun eu. Ele o caută pe mama pe care nu au avut-o. Deja vă spune că eu împotriva lui. E ca, poți să întrebați și fetele că sunt la fața locului, de mașei mare, nu prea, e de mai matură. Dar lor așa le spun, vă-i tată, așa cum este, așa trebuie să-l iubiți. Dar ele nu fug de acasă spusă la lucru, că la mine nu șed. Ele n-au când sta la mine. Eu așa le-am învățat. Tăti lucrăm, tăti mâncăm, tăti ne odihnim. Înțelegeți? Așa e regulă la mine în familie. Și la dânsul, ele nu au fugit că fac mâncare, că fac curat. Ele nu fug de asta. Ele de-am să obișnuiți cu lucrul. Așa și trebuie păi să fie. Păi, dar este și firesc, nu? Cum tata da. Trebuie să le spele, să le facă ele mâncarea când de asta. Sunt deja ele fug atât de mari? N-avea o gură de mâncare. Înțelegeți? Că ultima vreme a venit anișoarele la școală. Și îi spuneți, am hrănit-o. Cum scade. Și îmi spuneți că mă duc acasă, dar vreau să fac ceva mâncare.
Dar n-am din și am un pachet de făină de păpșoi și un pachet de făină de mană, de griji de asta. N-am, tata zvii de sarșa să întrebe de și n-am făcut mâncare. Și mă crezi că am luat și am avut eu, le-am dat și ouă, și în grădină m-am dus, și cartofi le-am dat, tot ce am avut. Și așa i-am spus, anișoare, nici nu-i spune lui tata că am dat eu. Spune că ai trecut prin centru și te-ai întâlnit cu o doamnă care o cunoște pe mama și spune că a făcut o pomană. Chiar așa, domnul Mihai, rămâneți acasă fără produse? Dar nici pâine n-avie. N-au nici pâine. Poate să-mi plăb o dată, dar nu a fost niciodată așa. Eu întotdeauna mă cel, m-am 8, vai, 3.000 de lei, mă încărcam. Bărbatul mă cem, eu am martor, eu grămățesc. Nici nu țin minte de când ai fost la 8, băie. Nici nu țin minte. Dar canești, dacă mă cem, tine, de-o țin tu minte. Păi cu oană, urmă, da, poate a fost o dată. Bărbatul mă cem, s-a cumnat neocolă sau cu... Că tot acolo duceam. Să revenim la tema lipsei mamei pentru copiii dumneavoastră. Mă întreb de ce nu v-ați recăsătorit? S-o recăsătorit, doamna Natalia. S-o recăsătorit. Am fost cu o fetiță de 17 ani. A așteptat-o să împlinească majoratul și s-o recăsătorit. Cum? Și ce s-a întâmplat? Și m-am divorțat. Eu cred că viața ești corect. O fugit, femeie, că... Nimeni nu fuge de la bine. A fost foarte greu, probabil, să crezi. Da, i s-a părut șagă, cu patru copii, așa de ușor. Și o dat de greu și s-a dus, nu pun. Dar mai am un copil cu dânsă. Mai aveți încă un copil? Da. Și tot dumneavoastră îl creșteți sau deja? Da, mă răspund și eu. Păi la dânsă, dar mă răspund și de dânsă. Dar cât ați trăit împreună? 2 ani și jumătate. Foarte puțin. Și de atunci, gata, ați... Ați pus cruce pe această idee? Sau totuși sperați să vă mai recăsătoriți? Deja copii sunt, ha? Da, nu mai spir, eu nu trag nădejde loc. Treaba e cu viața ei, mă interesează. Dar cu băiatul vă înțelegeți că înțeleg că cu fetele e mai greu, dar cu băiatul... Foarte bine. Da? E atâta le-a să alungat de acasă pe tot familia. A alungat copiii de acasă, doamna Natalia. Când am alungat? Le-a dat poliția 10 zile să nu se apropie de casă, totuși s-a apropiat. Nici nu a împlinit 10 zile și a venit și le-a spus așa. V-ați luat catrafuțele și ați șters-o de acasă că e casa mea. Eliberați casa. Iată așa au spus. Anticipați, să revenim și la această declarație lui... Că nici dacă nu-i drept, ești mărunță, că dați unii încabat teme și din tine. Să revenim și... Declarația, cum să mergem, că vă rog frumos să vă abțineți. Chiar vă rog frumos cu cuvintele acestea. Da, dar vă înstrâng tot autoritetul în sat. Eu sunt vestit în Băjeuja la Chiolu. Am lucrat la o grămăție oameni la casă. Și un bețăvan, asta e autoritetul. Du-ți fapt, bețăvan, mă strâns pe drumuri, vă dați sub garduri. Da, Lișna, tu. Da, canișul. Una dintre fiicele lui Mihail a venit astăzi în platoul nostru. Ea, la fel ca și sora ei mai mică, nu mai vrea să trăiască acasă alături de tatăl ei. Care sunt motivele? Aflăm imediat. Noi am decis să nu-i divulgăm imaginea, astfel că fata va vorbi cu noi de după paravan. Și asta am ușit niște minciuni cu învățatul Țaxavale, am ușit asta să fleasă niște minciuni cum ne să rupă urechile de macaroni. Bună seara! Bine ai venit la noi! Aveți niște copii minunați, frumoși, tare. M-am stăruit, mulțumim mult. M-am stăruit și vă da. Așa. Să ne spui câți ani ai? Am 17 ani. 17. Da, și ești a doua săptămână. Peste o săptămână, da? Da. Atunci felicitări. Mulțumesc. În avans. Și la mulți ani. Invitatea noastră. Te rog, acum să ne spui de ce refuzi să trăiești acasă cu tatăl tău, pentru că am înțeles că nu prea vrei să revii. Nu mai vreau să stau acasă pentru că tata e violent cu noi. Violent, dacă poți să deschizi parantezele și să ne povestești. Vorbește cu cuvinte urâte, în fiecare zi e ceartă în casă, ne bate. Chiar în fiecare zi? Da. E ceartă în casă? Da. Bine, aici l-am văzut enervat pe mătușă. Deci se aprinde repede tata. Da. Dar de la ce se enervează? Nu știu. Adică ce îl provoacă ca să... Să înjure, să vă certe? Nu știu, mereu orice fleac când... sau totuși e ceva? Nu știu, mereu că nu-i convine ceva, ne ceartă. Dar de obicei ce nu-i convine? De ce vă ceartă? Când uneori noi nu reușim mereu cu curățenia și tata când vede că nu-i ceva făcut, mereu ne bate, ne ceartă. Chiar mă bate deodată? Așa a văzut o fărmitură și... Da, țipă la noi, ne înjură. Dar ați încercat cumva să-l calmați? Să... Da, am încercat de multe ori să vorbim cu el, dar lui nu-i copii. Acum sunteți fete mari, dar zi-mi, te rog, așa era din copilărie? De când da, de aduce când aminte? Eram mici, da. Tata sau tot ne s-a pătea. Schimbat ceva acum cu ani? Nu s-a schimbat nimic, că noi de când suntem mici tot primim bătaie de la tata. Tot așa de nimic. Vă ține din strâns și este un tată dur. Da.
niciodată nu am scuzat violența în familie, mai ales violența împotriva copiilor, pentru că voi chiar nu aveți unde să plecați. Un om matur și-a făcut valiza și are întotdeauna alegere. Dar tatăl tău cumva ne-a spus în această emisiune mai devreme că se străduie astfel să vă educe, să creșteți fete cum se cade, așa cum se spune la țară, da? Așa cum a fost mămica voastră. Cumva crezi aceste, nu știu, explicații sau totuși nu are o scuză? Da, da, oricum el nu trebuie să ne bată, să ne numească pe noi cu cuvinte urâte, pentru că asta nu e normal. Și aceste, tocmai asta vroiam să știu, este violent de la orice fleac? Da. Deci a devenit un lucru obișnuit sau da, totuși e atunci când deja lucrurile stau chiar grav? Nu, el acasă își schimbă starea de pe o oră pe alta. El acum poate să glumească cu noi, după asta poți să vii să certi, să ne numească, așa, pur și simplu, din senin. Că i s-a stricat dispoziția. Dar zi-mi, te rog, tatăl vostru bea? Iată, am auzit-o pe mătușa ta. Vreau să știu cât de des îl vezi băut. Sunt perioade când nu servește deloc. Dar sunt lungi când... perioadele? Nu chiar atât de lungi. Dar... cât de lungi sau nu lungi? Nu știu, pot să nu servească o lună, cam așa, dar când scapă în băutură, atunci e foarte grav. E pace. Nu suport, dar nu am băut loc. Aici sunteți mai interesant și mi-e dar când se scapă, cum se scapă? Adică poți să bei și azi, și mâine, și tot așa. Deci zile întregi da, să umble beat? Chiar așa? Da, și atunci e și mai grav. Da. Bună reclamă, îi faci lui tatăl. Stăvârlești tatăl și-l strângi sub gardă, așa? Da, ce nu ți-a strâns niciodată sub gardă când eram mici. Tatăl nu te râde, mă, tale nu știi, pur și simplu, pentru că erai beat și nu știi cum copii trăiau sub gardă. Vecinii ne vedea și sat tot. Cu matale plecai la lucru și veneai în stat de bretate. Hai, puținii, hai, mai născășești. Hai, că te-ai învățat țaca, vale, mult. Nu m-am învățat țaca, eu am trăit, eu cred că știu. Și lasă-le și eu să le răspund, mai să le răspund după care. Ficiul dumneavoastră v-au denunțat la poliție. Care a fi fost motivul? Vreau să-l dubrează tot la poliție, zi, mai duci, va acasă, să facă nuntă, bani să-ți dăi. Pentru că ești obligat să te întreți. Pentru că ești obligat să te întreți. Ești obligat și... creează o impresie groaznică. Ceea ce vedem noi acum pe ecrane... Cea de-a treia soră, cea mai mare din cei patru copii, a venit și ea astăzi în platoul nostru. Tu recunoști că tatăl tău are probleme? Da,